Subiectele de actualitate și imparțialitatea cu care sunt tratate îi determină pe internauții ce doresc să fie la curent cu evenimentele produse în Galați, Brăila și Constanța să revină pe canalul YouTube al postului Express TV. Zilnic, mii de români aflați în țară sau în străinătate accesează știrile postate de reporterii noștri. Numai puțin de 78.000 de vizionări au fost contorizate în ultima lună. Ne bucură extrem de tare faptul că s-a menținut trendul ascendent al vizionărilor pe YouTube a știrilor noastre. Dacă pe TV e ceva mai greu și mai ales mult mai costisitor să contabilizăm cât de urmărite sunt programele noastre, pe YouTube e mult mai simplu și vedem că aria de interes se lărgește și nu suntem urmăriți exclusiv în România, ci și de românii plecați peste hotare, cei care doresc să rămână informați și cei care au încredere în capacitatea noastră de a reda cât mai bine și mai corect subiectele care fac interesul agendei zilnice în Galați și Brăila. Iar dacă pentru gălățeni și brăileni în jurnalul de știri obiectiv difuzat zilnic de la ora 18:25 este cea mai la îndemână sursă de informare, românii aflați peste hotare au la dispoziție spațiul online. Italia, Republica Moldova, Regatul Unit, Germania, Spania, Ungaria, Franța, Rusia, SUA, dar și Mexic, Portugalia, Brazilia ori Armenia sunt locații în care au fost urmărite știrile Express TV. Deopotrivă, femei și bărbați cu vârste cuprinse între 13 și 65 de ani au căutat pe YouTube sau au fost redirecționați de pe pagina de Facebook a postului ETV Galați Brăila ori de pe site-ul www.expresstv.ro către știrile realizate de echipa noastră. Mai mult, numai în ultima lună, peste 100 de oameni s-au abonat la canalul de YouTube pentru a fi mereu la curent cu ceea ce se întâmplă în cele două județe vecine. Pentru aprecierea pe care ne-ați arătat-o, promitem să realizăm în continuare producții interesante, atent documentate și imparțial redate.